Această emisiune conține plasare de produse. Partenerul emisiunii este cafeaua Michel Odor. Vestimentația prezentatoarei este oferită de magazinul vestimentar Flo. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete. Să știți că suntem tare fericiți alături de întreaga noastră echipă că avem posibilitatea să vă dăm întâlnire și în această seară și tot la fel de fericiți, ba chiar mai mult, suntem din motiv că avem un oaspete foarte drag și destul de mult așteptat la emisiunea noastră. Vă cântă cu drag chiar la această clipă din scena platoului mult îndrăgita interpretă Cristina Scarlat.
mulțumim frumos! Bună seara și bine ai venit la noi, Cristina! Bună seara și bine v-am găsit în sfârșit! Tare mă bucur, am zis și la începutul emisiunii că mă bucur mult să ne întâlnim, ori ești foarte prinsă în tot felul de proiecte. Hai că rând pe rând o să vorbim despre toate, nici nu știu cu ce să începem. Poate cu premiera muzicală, poate ca să începem cu niște laude, pentru că această femeie este mamă a doi copii extraordinari, este o soție iubitoare, este o fiică extraordinară, provenită dintr-o familie minunată. Fiindcă, nu știu. Ei, lasă! Și ești artistă desăvârșită, ce să spun, toate laudele. Felicitări pentru tot ceea ce faci, spune-ne tu mai multe, ce faci acum, în ce ești implicată, de ești atât de ocupată. Eu mă uit la fotografiile respective, asta este un trecut al meu tare frumos. Trecutul dar trecut, glorios! Dar trecut. Ce fac? Încerc să scot piese noi, încerc să mă schimb și eu puțin, eu cred că am reușit până la urmă. Dacă să ne uităm aici în fotografiile de pe timpuri. Tu pentru noi ești extraordinară în toate culorile tale. Și pentru publicul tău care te iubește. Mai ales de forme, dacă să vorbim. Cresc copii, muncesc foarte mult. Îmi doresc foarte mult anul acesta să, pe plan profesionist, să vin cu cât mai multe noutăți muzicale. Iată această melodie, la început de emisiune care am ascultat-o, a apărut așa ca o minune. L-am sunat pe Aurel Chirtoacă și zic, cu Metru Fem te rog o melodie, pentru că el mă simte, mă cunoaște, îmi știe foarte bine de apazonul, mai avem și un duet cu el. Apropo, trebuie neapărat să venim cu acel duet la chiar vă rog, emisiune împreună. Chiar vă aștept cu drag. Și uite așa, foarte repede a venit melodia, am venit la studio, el mi-a fredonat-o, a fost dragoste la prima vedere, am simțit chiar și fluturaș în acel moment. Mm-hmm. Pentru de prima dată, după mulți ani. E melodie sensibilă așa. Da, și am sunat-o pe Lidia Scarlat, nepoata mea, și zic, Liduța, mai bine decât tine nu mă știe nimeni, cred că nici eu. Te rog frumos, desenează un text frumos pe această melodie, așa și-a fost, foarte repede. De fapt, această melodie s-a făcut pentru un proiect televizat, dar a fost ca o provocare pentru mine. Dar și îmi doream foarte mult o noutate muzicală și am zis, deci fac ce iese. O să fie bine, o să fie bine, nu o să fie bine. Și uite că a ieșit, nu știu, a ieșit pe placul meu, pe sufletul meu. O simt și o trăiesc de fiecare dată când o cânt. Mă reprezintă în totalitate. Aranjamentul muzical Mari Koselski și am muncit în studioul lui Andrei Lefenco. Tu știi foarte bine, poate nu toți telespectatorii cunosc de fapt ce înseamnă să faci o piesă în spatele acelei melodii pe care o dansați la anunți. O ascultați în spectacole, care vă distrați sau vă alinați sufletele. Este mereu o echipă foarte mare. Și o muncă titanică. Și o muncă titanică, nopți nedormite în studio, pentru ca până la urmă să iasă un produs frumos. Și iată această melodie, minunea mea, ești tu. S-a născut la sfârșitul anului 2017 și acum, la începutul 2018, încerc așa încet și să o promovez. Felicitări, apropo, iată încă o dată pentru piesă. Într-adevăr, e ca un... văd cât ești de fericită că în sfârșit a văzut lumina, ca un copil, știi, care da, vede lumina soarelui. Cât de mult și cât de mult mi-am dorit și cât de scump este piesa asta pentru mine. Pentru că 2017 a fost un an frumos, un an plin de evenimente, cu momente mai triste, cu momente mai grele, pe care le-am depășit, sper eu. Dar a fost și un an frumos pentru că am cunoscut una multă frumoasă, care mă inspiră și care, cum a zis o prietenă de-a mea, îți doresc să ai multă lume în jur care să-ți dea aripi viselor tale. Și iată, sunt înconjurată de asemenea oameni și de fapt viața e foarte frumoasă. În fiecare an realizez acest lucru, mai ales atunci când mă uit la copiii mei. Apropo, chiar câteva zile în urmă, cineva din prieteni mi-a transmis o fotografie mai veche unde erau copiii mei și copiii lor și copiii mei erau micuți și așa m-a apucat o jele. Gata, au crescut copiii. Îi scriu lui Ionuț. Cât sunt de frumoși. Mai, mândrile, mami. Minunile vieții mele, da. Minunile și eu zic, Ionuț, mami mai vrea bebea. Și el zice, da.
Să spun ce a spus bunica la capitolul ăsta, speșii ei doi se cresc. Bravo, bunii! Apropo de asta, iată, vă văd aici într-o familie atât de frumoasă și cu părinții tăi. Eu și mama. Tu și mama cântând. Deci Cristina provine, eu cred că majoritatea dintre spectatorii tăi fideli știu asta, dar trebuie să mai zicem o dată că Cristina provine dintr-o familie extraordinară de artiști, doi oameni pe care eu personal și cred că multă lume, sigur, foarte multă lume îi respectă și iubește la nebunie. Este vorba de doamna Iustina Scarlat și domnul Iustin Scarlat, cărora le transmitem toate gândurile noastre bune și salutările și mulțumirile pentru că au crescut și educat așa o fată frumoasă, mulțumim, talentată și așa nepoți. Domnul Scarlat, tatăl tău mi-a fost profesor de actorie la universitate, deci aici chiar să știți tu ești, că... Tu oricum ești deja din familie, dacă ai fost studentă lui tată, păi asta ești că... din familie pentru că tata iubește să se... laude sau să se împartă cu tot ce se întâmplă acasă. Apropo, seamăn lui la acest capitol, nu pot ține secrete, de fapt nu prea. Bine, ești în locul potrivit, la vedete fără secrete. Eu cred că toate absolut sunt aici pe ecran. Deci secretul l-am văzut, l-am înțeles deja unul dintre ele. Copiii tăi într-un fel au mamă, dar într-un fel nu au mamă. Nu, da? Nu prea, da. Adică au mamă, bunelul și bunica. Iată mama copiilor mei, azi, chiar azi și tata copiilor mei. Bine, eu glumesc acum să înțeleagă lumea. Părinții mei foarte mult mă ajută în creșterea și educarea copiilor mei, pentru că sunt destul de prinsă în lucru, în activități. Și soțul tău tot este din domeniu, tot este muzician, de asta e cumva complicat. Cât timp totuși? Nu e complicat. E foarte nu, din contra, e foarte bine. Suntem dintre aceeași profesie și nu apar anumite întrebări și nu ziceam că e complicat cu timpul să vă, chiar să le reușiți așa pe toate precum v-ați dori. Voi cât timp totuși reușiți să petreceți acasă așa dacă e să... Și acasă, cum petreceți voi timpul? Acasă de? Sunt cam, cum a zis mama, parcă ești la hotel. Numai cu dormitul, da? Da, mai mult cu dormitul. Bine, sunt o norocoasă dat fiind faptul că mamica este alături de mine, noi și-am trecut să trăim cu ei, pentru că de altfel nu mă descurc. Uite, alți copii pleacă de acasă, voi din potrivă. Da, noi am trecut, nu știu, mama e fericită dintr-o parte, dar din alta, sărmănica doar ea știe. Bine, că mai sunt ajutoare, dar oricum, cea mai grea muncă este educarea copiilor. Și Ionuț este la... El aici arată așa micuț, dar acum are 1,80 m înălțime, este un bărbat deja în toată firea. Ce-am trecut ea? El, da, da. Și în înălțime sper să mă întreacă în toate, absolut. Și el e la o vârstă mai complicată, foarte curând o să fac 13 ani. Și, bărbat, adică. Bărbat, da. Și noi aveam discuții mai aprinse, mai delicate, mai... complicate și mamei, din păcate, vine momentul ăsta mai greu, pentru că ea este mereu cu el. Noi le dirijăm toate prin telefon, dar telefonul nu de multe ori ne salvează. Am zis că o să-l implic în activitatea mea să fie cu mine peste tot, ca să vadă cum se face banul. Să cânte, dar pentru că este la vârsta când li se pare că sunt deja foarte maturi și pot să ia decizii de sine stătător, dar nu e chiar așa. Și viața este mult mai grea decât o văd ei. Ei sunt copii norocoși și au de toate, aproape de toate. Noi ne străduim să-i limităm în ceea ce le dăm ca să simtă... Deci nu le faceți chiar tot placul, da? Nu. Cineva zicea că copiii ăștia sunt răi. Nu. Nu există copii răi, noi stricăm pe ei. Dar eu nu te-am auzit să cânti cu Ionuț vreodată. Ba da. Dar cu Sofia eu te-am auzit să cânti de mai multe ori. Ba da. Eu l-am amăgit pe Ionuț până la o vârstă anumită și tot l-am scos în spectacol. Așa. Am cântat în trei de vreo două sau trei ori. Dar deja el a trecut de vârsta când îl pot lua cu bombonica și să-l conving să meargă în scenă. El este talentat, are capacități, a făcut și câțiva ani de acordeon și a renunțat la muzică. Este pasionat de calculatoare și de tot ce ține de lumea virtuală. Nu pot să-l opresc. Ba da, știi, are uneori apucături, se așează la pian și gâdilă muzica la pian, dar nu foarte mult timp. Și apropo, asta a apărut acum, recent. Eu cred că o să vină momentul când el o să se reîntoarcă, pentru că altfel nu poate fi. Din așa părinți, din așa buniei, deși noi, eu am un frate mai mic, am și un frate mai mare și am unul mai mic, eu așa, mai alintată de soartă în toate privințele.
Mulțumesc, Doamne, să nu, nu... Am zis că nu mai vorbesc de familie, dar tot nu pot. Păi dar cum să nu vorbești dacă ești dintr-o familie atât de frumoasă? Și fratele meu mai mic nu a făcut saxofon, clarinet. Și acum i-a audit în energetică în Moscova. Deci el a absolvit școala de muzică, i-a dat și tot același copil venit din familie de oameni de artă. I-a înmânat mamei diploma ca și pe un cadou și a zis eu cu asta am terminat. Da, și a plecat. Dar tot, totuși la... cum îți vezi copiii tăi sau cum ți-ai dori? Sau aveți de gând să-i susțineți orice alegere ar face? Evident. Sau... Orice. N-ai nicio preferință? Eu îmi doresc pentru copiii mei să fie fericiți și să fie sănătoși. Dar ce o să aleagă ei să facă în viață, eu am să-i susțin absolut în toate dorințele și în toate deciziile lor de viață, și pentru că așa au făcut părinții mei. Ei m-au susținut, chiar dacă de multe ori au fost împotriva deciziilor mele și drumului pe care vroiam să apuc, ei m-au susținut și m-au lăsat să calc eu singură în greblele în care am avut de călcat, pentru că de obicei noi facem, noi de fapt avem nevoie să greșim ca să ne dăm seama. Din vorbe și din greșelile altora nu prea ne reușește să facem, să luăm lecții de viață. Cele mai bune lecții sunt cele prin care treci tu personal și am avut suficiente. Tu ai călcat pe multe greble. Multe greble și datorită celor greble m-am format ca personalitate, am înțeles că viața nu este atât de simplă. Dar care a fost cea mai, nu știu, importantă lecție de viață pe care ai primit-o tu sau cea mai dură sau dură și importantă, dacă ar fi să generalizezi? Cea mai dură lecție de viață cred că a fost totuși în cariera mea ca și artist. Au fost două lecții de viață foarte dure, dar din care am învățat foarte mult și am înțeles că eu totuși prezint ceva în viața asta și eu trebuie să merg pe acest drum. Am înțeles că talentul nu se iartă. Dacă ești talent, trebuie să nu se iartă. Trebuie să nu fie. Aș pretinde că sunt foarte talentată, dar atunci când totuși prezint ceva, asta deja nu ți se iartă și este foarte multă lume care încearcă să ți zmulgă din imaginea ta pentru care tu ai muncit. Și nu cineva, dar este foarte, din păcate, avem foarte multă lume rea în jur. Deci eu cred că este un balans, echilibru. Un echilibru este. Păi, dar cum vin să-ți ia? Că până la urmă nu vine să-ți ia pantoful de pe tine sau ceva, e nu, ceva la chestii de energie vorbim. Sau... Nu, despre ce chiar lumea noastră este destul de periculoasă, nu pot să spun. Hai, să fim sinceri, nu avem de împărțit aici milioane și... Nu știu, nu avem pentru ce lupta, de fapt, nu avem nici gremi, nici... Din păcate, noi muncim și ajungem la un punct și mai departe, asta e tot cam ce am putea noi face. Tu știi la ce deci mă refer e, eu. E foarte mică și e mic da, locul noi de nu avem, desfacere, nu cum e vorba de țară, dar și artiștii valoroși sau nevaloroși. Noi nu putem concura unii cu alții, că nu avem pentru ce concura. Și nu avem spre ce tinde. Adică e un nivel care e nivelul... Noi avem un punct... Până unde te oprești, nu mai și mai departe oprești. Doar să te menții. Da. Sau să ieși undeva, nu știu, mai deci, în afară. Deci, dacă vorbim din tot ce se întâmplă în afara țării noastre, evident, ai spre ce tinde și... Dar, iarăși, peste tot este foarte multă lume talentată care tinde spre ceva și acolo, în țara lor, tot... Deci drumul nu e atât de ușor și simplu drumul cum ar este veni. Foarte greu, este o luptă continuă mare și lupta cea mai mare este cu tine, cred că. Pentru absolut ca să nu cedezi, să mergi înainte, căutările astea, pentru artiști, de fapt, nu e atât de simplu. Fiind într-un domeniu exact, domeniul creației este un domeniu destul de greu, pentru că tu mereu trebuie să crești, să te dezvolți și să dai un produs nou, interesant. Atunci când lucrezi la fabrică, tu știi că ai de făcut asta, asta și asta. Deci tu ai concret o misiune pentru ziua respectivă. Noi suntem mereu în creație, în căutări, e liber. Muncă multă, e liber, dar și foarte greu. Eu aș vrea să facem așa o recapitulare scurtă a tuturor activităților tale, pentru că tu faci foarte multe lucruri. Deci interpreta acum, Cristina Scarlat, o vedeți pe toate scenele naționale, pe scenele de televiziune, asta e clar. Doi?
Mai cânți la petrecerile private? Evident. Asta este businessul nostru a Moldovei. Eu cred că este cea mai importantă industrie în țara noastră. Deci dacă... De care depinde nu doar artiștii, de care depind absolut toate domeniile. Cred că și medicina și toți, absolut, noi toți depindem de nunți. De ce asta? Dacă nu o să fie nunți, noi murim, cu siguranță. De ce are medicul de dinți cu nunțile? Că păi nu, mireasa când vrea să zâmbească la putere. Dinții? Evident! Bravo, bingo, băi, păi ce declarație! Păi tot, absolut, tot. Chiar bine zici, tu știi dacă ești... Și coafură și machiaj și deci, haine și textile și tot. Ești un cântăreț bun dacă ai solicitări și la evenimente private, nu doar la cele publice, da? Oarecum așa? Mai greu aici. La capitolul ăsta am putea dezbate, dar ne trebuie 300 de emisiuni ca să reușim. Da, Cristina Scarlat, când o să facem tema asta, neapărat te chem că văd că ești bine. Cu mare plăcere. Cunoști bine toate dedesubturile și toate ăștia. Da, evident. Deci petrecerile private, da? Scenele de televiziune, scenele de concert public, scenele petrecerilor private. Evident, mai am și plecări în afara țării. În afara țării. Profesoară de cantă. Eu știu mai bine. În primul rând, nu mă laud, nu-mi place să mă laud, dar pot să spun doar cu ce mă mai ocup. În primul rând sunt solista orchestrei prezidențiale. Aici eu vroiam să ajung. Sunt de ce n-am găsit poze cu tine pe internet? Acum ne dai și pune, băgăm la montaj ceva. Nu știu dacă se poate. Ba da, era ceva pe Facebook, câteva fotografii. Dar am și un video neapărat, dacă data viitoare când vin să-ți arăt și avem și o filmare, am filmat pentru Eurovision, vroiam să facem așa un boom atunci, dar ei s-au speriat de militari pentru că din păcate am nimerit aman în perioada când în Ucraina erau evenimentele alea triste. Și ei au zis militari, nu, dar a fost tare fain, am cântat piesa mea Wild Soul cu orchestra prezidențială, cu fanfara, am așezat pe partituri pentru fanfară această melodie. A fost o experiență frumoasă. În primul rând sunt solistă, deci eu îmi doream foarte mult să activez ca și cântăreață, ca și interpretă, pentru că asta e de fapt profesia mea. Undeva... Nu știu, pentru că noi suntem capacități foarte mult. Cum ar veni, dar să ai și un loc stabil. Și de am avut foarte multe propuneri și iată, mai mulți ani în urmă, Natalia Proca și mai era Alexandru Danilov, un clarinetist mega talentat, care acum trăiește în Austria, care cântă pe cele mai prestigioase scene a Austriei și cu cei mai mari, cei mai buni muzicanți. Ei m-au invitat, au zis încearcă, de ce nu? Și iată, am acceptat atunci provocarea și până ziua de azi sunt solista orchestrei prezidențiale. Eu cred că pe tine te ține atât vocea ta inconfundabilă, cât și duhul tău să ții pieptul unei asemenea orchestre mărețe, formată din o mulțime de stejari, da? Și ea o voce feminină, vă chipuiți câtă energie are dacă poate să domine pur și simplu totul acolo. Cristina, noi suntem pe final de emisiune, din păcate, așa timpul zboară repede cu tine. Noi avem de vorbit foarte mult, eu la un moment dat și am uitat că suntem în emisiune. Parcă ziua la scârpina limba, e ce să vă spun. Vreau să ne spui în câteva cuvinte, așa, să încerci tu să-ți faci un rezumat. Ce ți-ai mai dorit de la viață acum? Pentru că te văd foarte fericită și mă bucură chestia asta chiar. Așa ești mereu tu, foarte plină de soare, plină de bunăvoință. Ce mai vrei exact de la lumea asta? O primim și noi de la tine. Ce vreau eu? Cel mai tare îmi doresc, sunt mai multe lucruri, dar să fii părinții mei sănătoși mulți ani, mulți, mulți ani înainte să ne bucure cu răbdarea lor și prezența lor în viața noastră. Să fii copiii mei sănătoși și să ajung acolo unde își doresc ei. Și foarte mult îmi doresc ca să realizez câteva proiecte la care visez de foarte mulți ani. Îmi doresc să depășesc factorul ăsta, problema asta financiară, pentru că orice proiect presupune și investiții serioase. Asta e cam tot ce îmi doresc eu la moment. Să fii copii sănătoși și cel mai important, să-și atingă visele în viață, anume cele care și le doresc ei, nu care le văd eu.
să fie părinții mei, să mă-ți facă așa o recapitulare și eu totuși să reușesc să realizez în 2018 tot ce mi-am planificat din 2016 și iată trecut 17 și cu pași foarte mici, dar totuși eu cred că cred în vorba asta, toate la timpul lui și în viață, în viața mea nu prea lung trăită, dar am înțeles acest adevăr și nu mai grăbesc deja lucrurile, las să vină toate de la sine. Și îmi doresc foarte mult să mă învăț să trăiesc acum clipa de azi, minuta asta, pentru că ea de fapt contează, mă, nu știu ce vreau să întâmplă. Mulțumim tare mult! Cu drag, mersi pentru invitație și pentru... Ești un... în afară de fapt că ești un artist desăvârșit și o... Hai, ne-am schimbat cu locul. O pată de culoare frumoasă a estradei și a țării noastre. Ai un stil absolut inedit și inconfundabil. Ai foarte mulți admiratori și o știi. Te felicit pentru toate realizările tale, pentru ceea ce faci în emisiune. Eu m-am simțit foarte bine, ești un prezentator cu care aș putea vorbi și vorbi și vorbi. Chiar te rog, nu oprești. Avem momentul nu... să ne mai motive în plus să ne mai întâlnim, da? Cu mare drag la orice subiect de fiecare dată. Mulțumesc că am avut o plăcere să fiu invitată. Noi îți mulțumim și te susținem cu toți telespectatorii noștri și dorim ca să se împlinească toate visurile tale. Repede o mică paranteză, că n-avem timp, trebuie să ieșim, asta e. Cristina Scarlat este cumva, că nu pot să vorbesc la trecut, și profesoara mea de cantă. Deci am avut și eu ocazia să apelez la talentul, da, și maestria sa. A fost foarte scurt. Dar în schimb, dar productiv. Da, mă bucur, sper. Cel mai mult mi-a plăcut când a zis, când eu cântam atât de inspirată și ea se uită așa la mine și mă ascultă plictisită, trebuie și îmi zice, cânt de parcă ești la piață! Fadată de la început! Ești tare faină, îți mulțumesc frumos pentru că ai venit astăzi, pentru tot ce oferi publicului, pentru tot ce oferi elevilor tăi. Sănătate întregii familii, salutări, vă așteptăm cu drag și pe toți aici în studioul nostru. Neapărat, odată, de ce nu? Hai să ne aventurăm și într-așa o experiență. Ce ne cânti astăzi, pe final de emisiune? Să aveți cât mai puțin suspans în viață și pentru că este o piesă care, spre marea mea mirare, am prins foarte bine. Mă mir pentru că asta a fost de mult lansată în 2014 și ea mai este, mai învârtește și acum la posturile de radio și mă bucur foarte mult, place publicului și asta de fapt contează cel mai mult. Și vă cânt cu mare drag, nu mă mai ține în suspans. Dragilor, nu vă mai ținem în suspans, gata, atât a fost, până data viitoare vă aștept. Și acum vă las în compania îndrăgitei interprete, Cristina Scarlat. Hai, puțin suspans, nu strică, da, nu foarte mult, că data viitoare te vedem. În privirea ta, orice ai inventat, știi că m-aș descurca. Spune-mi ce ai de zis, fac tot ce am promis. Eu în suspans aprins, cere un compromis. Nu mă mai ține în suspans, no, n-are rost. Nu mă mai ține în suspans, no, no, n-are rost. Te știu pe de rost, pe cera e de brizos. Nu mă mai ține în suspans, no, n-are rost. Nu mă mai ține în suspans, no, no, n-are rost. Te știu pe de rost, pe cera e de brizos. E doar părerea ta. Când simt că vrei ceva sau mă privești cumva, ai toate cheile, eu am ideile, iar tot ce vrei să-mi spui e dulce amărui. Nu mă mai ține în suspans, nu, n-are rost. Nu mă mai ține în suspans.
suspans. No, no, n-are rost. Te știu pe de rost. Pe cera e de brizo. Nu mă mai ține în suspans. No, n-are rost. Nu mă mai ține în suspans. No, no, n-are rost. Te știu pe de rost. Pe cera e de brizo. Această emisiune conține plasare de produse. Vestimentația prezentatoarei este oferită de magazinul vestimentar Flo. Partenerul emisiunii este cafeaua Michelodor.